Astăzi are loc un alt fel de expoziție față de așa cum s-au învățat fermierii din România. Este o expoziție, de fapt, cu demonstrații mașini și utilaje agricole. Fermierii vor avea ocazia să vadă în lucru mașini și utilaje agricole și exact ce înseamnă pregătirea patului vegetativ pentru culturile de primăvară și chiar cele de toamnă. Avem aici alături de noi sunt 6 firme de renume din piața mașinilor și utilajelor agricole, toate membre ale Asociației Producătorilor și Importatorilor de Mașini Agricole. Această inițiativă ne-a venit mai mult ca ideea, a fost, de fapt ideea a pornit de la de la plângerea fermierilor, cum că aceste expoziții statice nu-i ajută și nu văd ce face utilajul. Adică nu este o expoziție de mașini, de turisme, să vezi doar turismul, să vezi cum arată, să-i vezi interiorul și să-l apreciezi. Trebuie să-l vezi la lucru, trebuie să-l apreciezi, să vezi, să știe ce face. Și atunci am zis, dacă asta este dorința lor, noi venim alături de ei și facem acest lucru. Și atunci nu este un test comparativ, nu asta vrem să facem între utilaje, ci doar să vadă ce înseamnă fiecare utilaj și cum se, mai ales că acum condițiile sunt foarte bune, un pic pământul, am înțeles că aici nu a plouat de ceva vreme și ar fi nevoie de apă. Și atunci eu cred că au ce să vadă, sunt tractoare mari, capacități mari, de vorbim undeva între 200 și chiar 500 de cai, este și vedeta târgului, să zic că avem un tractor de 500 de cai putere. Ne așteptăm la un număr mare de vizitatori, întrucât avem confirmări primite din toată zona Moldovei. Să le prezentați și prețurile producătorilor agricole. Să știți că prețurile s-a schimbat un pic situația prețurilor și ofertele ele nu mai sunt publice. Există site-ul AFIR-ului, agenția de finanțare este fostul, ei finanțează mașinile și utilajele agricole și împreună cu ei am făcut o bază de date de prețuri ale mașinilor și utilajelor agricole. Deci ele sunt publice. Oricine vrea să știe cât costă un tractor, un plug, un disc, intră pe site-ul AFIR-ului și le găsește acolo. Noi suntem, cum să zic, cu prețurile la vedere, nu sunt ascunse. Și atunci cine întreabă și aici află prețul fără nicio problemă. Expoziția este dedicată marilor agricultori, înțeleg. Să știți că nu, pentru că și micii fermieri, adică aceste utilaje, într-adevăr am vorbit de tractoare mari de 500 de cai, dar avem și tractoare undeva la 120, sunt unele 130-150 de cai, ceea ce este suficient pentru o fermă de începând de la 30-40 de hectare în sus, este suficient. Într-adevăr, nu avem utilaje pentru domeniul legumicol, pentru că acum nici zona nu cred că este așa, zona e mai pe cultură mare, cultură vegetală. Și atunci de aceea acum sunt doar pentru și vremea de acum este, de fapt acum se începe și se pregătește pentru semănat. Asta am și vrut să vină să vadă fermierii noile utilajele și noile tehnologii acum apărute. Sunt echipamente pentru aproape toți fermierii. Da, sunt echipamente pentru toți fermierii, bineînțeles. Toți cei care sunt aici la demonstrații au în gama și în portofoliul lor de mașini și utilaje agricole mult mai mult decât este aici. Dar acum doar prezentăm pregătirea pentru însămânțatul de toamnă și automat și de primăvară. Bineînțeles, ei au în portofoliu și combine, și remorci, dar momentul acum este pentru așa ceva. Cine știe, poate la anul chiar venim și facem o demonstrație cu combinele la recoltat. Uitați că acum am văzut că chiar se recoltează și o parte din fermieri ne-au spus venim, nu stăm mult, avem porumbul de cules și de recoltat. Da, pentru că a fost, am văzut, pe zona aceasta foarte mult porumb, ca o surpriză pentru mine, dar am aflat totuși de ce s-a întâmplat așa. În toamnă n-au reușit să însămânțeze, nu a plouat și toți au așteptat să plouă, să poată să lucreze terenul și după aceea când au început ploile aici în zonă, nu s-au mai oprit. Și atunci a trebuit să amâne însămânțarea și să facă tocmai în primăvară porumb și floarea soarelui. Așa cum spunea și organizatorul acestui eveniment, aceste mașini vor fi puse la muncă, efectiv, în practică și le veți putea vedea lucrând efectiv terenul de aici din spate. Delegate Marketing. Pentru început o să rog pe doamna Monica Puiu, președintă APIMAR, să ne spună câteva cuvinte, după care o să intrăm în acțiune. Bună dimineața! Vă promit doar câteva. Din cauza eu vreau să trecem la fapte și pe urmă la chef vorbim. Mulțumesc mult că ați venit. Trecem la fapte. Nu înainte de a saluta și doamna Mareș. Bună ziua, bine ați venit, ne bucurăm că sunteți alături de noi, sperăm să mai veniți, salutăm oaspeți dragi, foarte mulți fermieri, președintele Consiliului Județean Neamț, mulțumim foarte mult, vicepreședintele, ne scuzați, Consiliului Județean Neamț, mulțumim foarte mult, liceului care ne găzduiește, Liceul Tehnologic Ion Ionescu de la Brad, de la Horia, mulțumim tuturor partenerilor media și rog pe Ovidiu acum să facă, să trecem la fapte. Pentru început, sigur, avem pregătită pentru noastră o defilare. În fața dumneavoastră se vor deplasa 10 agregate pentru lucrările solului.
o să vină din partea stângă, deja sunt aliniate, o să treacă pe aici prin fața noastră, după care ele se vor duce, se vor așeza, iar noi ne vom deplasa pe rând la fiecare parcelă și acolo o să urmărim modul în care acestea lucrează. Aduc utilaje astăzi în fața dumneavoastră, în această demonstrație, firmele Titan Machinery, Agri Alianța, Agroconcept, Agritehnica, NHR și Farmtech. Deci, Titan Machinery cu Weatherstar Top Down 300. Se vede, și mașina nu se vede, așa este. Weatherstar Rapid 300S, o mașină de semănat, după care intră Agri Alianța. Agri Alianța cu două mașini de la Kubota. Este vorba de mașina SD, un disc scurt, și o mașină de semănat Kubota de. Firma Agri Alianța cu două mașini de prelucrat solul și semănat de la Kubota. În continuare, firma Agroconcept cu două mașini de la Kverneland. Este vorba de o mașină pentru prelucrat solul, Kverneland CTC 427, și o mașină de semănat Udrill 600. Agroconcept, două utilaje de la Kverneland, CTC 427 și Udrill 600. În continuare, Agritehnica cu două agregate, Horsch Joker 8 și Horsch Focus. Agroconcept cu Kverneland CTC 427 și Udrill 600. NHR aduce două mașini de la Pöttinger. Este vorba de Pöttinger Terra Disc 6001 și Pöttinger Terra Sem C6. O mașină pentru prelucrat miriștea la început, după care o mașină combinată de prelucrat și semănat. Yeah.
Pöttinger Teradisc 6001 și Pöttinger Terasem C6. Mulțumim, a fost